Dan pe care rugăm să vină în mijlocul nostru să ne ajute cu câteva daruri pe care vrem să le oferim celor care sunt de față și în primul rând nu uităm ajutorul pe care doamna primar aici de față, Adriana Enache, îl a oferit nu numai prin prezența dânsei, dar și prin faptul că fiind o zi atât de importantă, iată, a sprijinit această activitate împreună cu Consiliul Local, fiind de față și domnul viceprimar, și le mulțumim pentru acest lucru. Iar din partea părintelui, aș ruga pe părintele Gheorghiță să ofere din partea noastră un buchet de flori și o icoană, atât ca drept recunoștință, dar și ca apreciere pentru faptul că sunt aici împreună cu noi. Vă mulțumim și vă încredințăm de toată prețuirea noastră. Nu toate părinții. În cele ce urmează aș vrea să apreciem activitatea cu totul deosebită a doamnei preotese, Nușa, pe care aș vrea să o aplaudați din suflet și din partea noastră să-i oferim un buchet de flori și toată aprecierea noastră și vreau să fiți mai convingători prin aplauzele dumneavoastră că merită doamna preoteasă toată aprecierea noastră. Un buchet de flori, vedeți, avem și crin pe Valea Cașinului. Oferim doamnei preotese a părintelui Ionel, doamnei preotese Parascheva. Din suflet și cu tot cu aplauzele noastre, că poate nu o să aplaudăm atât de bine atunci când o să stăm la masă, o să ne cânte și ne cerem iertare că eu să cânte și noi poate o să servim un pahar de apă. Vă mulțumim foarte mult! Pentru părintele Nicolae, să știți că și părintele Amfilochie sunt cam colțoși și cam greu să le găsești flori. Dar aș vrea să știți că florile acestea care ați văzut foarte clar că am căutat să fie la fel, știm că părintele are acolo niște suflete și când spun că iubirea este câteodată ca o piatră care trebuie slăfuită, nu știu cât este de rotundă ca inelul, dar știu că un om care iubește săracul trebuie să sufere mult. Și în sensul acesta, jertfa pe care noi o simțim atunci când ajutăm, am experimentat-o de multe ori. Suntem câteodată judecați pe drept sau pe nedrept, dar cu siguranță știm că este unul care a fost judecat pe nedrept și acela este unul care a suferit pentru noi toți și pentru că a făcut prea mult bine, l-a urcat pe cruce. Noi acum nu vrem să vă urcăm pe cruce, Părinte Nicolae, că deja sunteți, locul este vacant și l-ați ocupat. Ne urmează rândul fiecăruia dintre noi și Părintelui Amfilochie, am înțeles foarte bine cuvântul său și am înțeles că a ocupat un loc vacant, acolo pe crucea lui Hristos, iubesc foarte mult coborârea de pe cruce și Părintele Patriarh odată ne spunea la un curs: vezi ce vezi tu pe cruce la această coborâre a lui cu Nicodim și Iosif? Nimeni nu ne-a dat seama. Că atunci când veți lua o parohie sau vreți mai ales să luați Sfințenia, să știți că locul este vacant. Este loc pentru fiecare pe crucea lui Hristos și să știți că este ușoară și să știți că este plină de har, de bucurie, pentru că roada crucii și a Duhului Sfânt este bucuria, pacea și mai ales îndelunga răbdare. Părinte, ați făcut o mare îndelungă răbdare să mă ascultați pe mine, un păcătos, și vă ofer din partea noastră aplauzele noastre tuturor și un buchet de flori ca să duceți la doamna preoteasă. Și același aplauze și părintelui Antilochie. Mulțumim!
mulțumim și pentru flori și pentru cuvinte, Părinte Bruguiere și Părintelui care a organizat toate neprelujurite acestea împreună cu părinți slujitori. Sunt foarte încântat că în plină zi de lucru, în mijlocul săptămânii, are loc aici așa frumos organizat și în cinstea Sfântului Paisie, dar și pentru noi ca români. Așa să ne ajute Dumnezeu, amin. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru frumoasele flori și pentru valoarea lor medicinală, că dacă se usucă facem ceai din ele și consumăm până la o plină rămâne din buchetul acesta, așa că se usucă. Dar mai mult ca orice, vreau să mărturisesc că vă iubim și simțim mereu dragostea voastră. Să vrem din toată inima să mântuiți și să rămânem uniți în lucrul acesta. Deci, așa a zis Evanghelia despre Marta și Maria. Am stat împreună cu partea Martei la rugăciune la Sfânta Liturghie, iar acum este partea Mariei, da? Iar acum este partea Martei, adică noi chiar ne-am pregătit împreună cu multe gospodine și gospodine am avut. Avem 3.000, cel puțin 3.000 de sarmale, lepost, pește, sarmale bune, bune de pește. Avem pește cu mămăligă, mușterică și multe